Dragi colege, bine ați venit la adunarea cu programul numărul 2, cu Simeon Giovanni. Kedves kollega, kedves megcsinyítva, Isten hozta őket, Szilási úr kertesszámú gondolat tippnetében. Ne bucură și ne onorează prezența dumneavoastră astăzi, în grădinița noastră are un eveniment important și ne simțim foarte bine că sunteți alături de noi. Nagyon örülünk és megtisztelve érezzük magunkat, hogy megálltogatták az intézményeinket, és reméljük, hogy jó érzünk. Engedjék meg, hogy bemutassam mai meghívottainkat. Doamna Inspector Scolazoca Valentina. Szenka Valentina a megyei tanfelügyelőség részéről, szaktanfelügyelőnő. Avem și o reprezentantă care ne onorează și ne face deosebită plăcere că este astăzi alături de noi, doamna Veres Iannosi. Dânsa este director la o grădiniță din Mirbator și ne bucură foarte mult astăzi împreună cu încă 4 colege de ale dânsei. Sunt prezente la acest eveniment. Au făcut un drum lung până aici și nu putem decât să le mulțumim pentru faptul că sunt alături de noi astăzi. Eu am Mirbator, eu o dar, o vezetuie și négy colega. Kodaga Mennyivel együtt, egy hosszú megtétele után van itt van a között. Primărie care astăzi ne ajută foarte mult și în calitate de viceprimar și în calitate de translator. Dacă doriți, ne-am simțit onorate să ne împărtășiți câteva gânduri vis-a-vis de evenimentul pe care îl organizăm astăzi. Aveți cuvântul. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőjét. Salut cu mult, drag participanții la a Nyírbátori Jóvoda Bölcsőde intézménye nevében. În numele grădinițelor și a creșelor din orașul Nyírbátor. Örülünk, hogy itt lehetünk. Ne bucurăm foarte mult că putem fi prezente aici. Tegnap érkeztünk, és nagyon jó benyomásaink vannak a városról. Am sosit a szára, și orașul ne-a făcut o impresie foarte. A fogadtatásról, a vendégszeretetről. Felul cum am fost primite și ospitalitatea și oamenilor. A tankerület igazgató asszonynak elmondtuk. La doamna inspector mi-a spus. A conferențian túl, acest simpozion, dincolo de acest simpozion, reméljük, hogy barátok maradunk határok nélkül is. Sperăm că vom rămâne prieteni în continuare, fără granițe. Még egyszer köszönjük a meghívást, köszönjük, hogy itt lehetünk. Încă o dată mulțumesc și încă o dată mulțumim că putem fi aici. És szeretettel várjuk vissza Önöket Nyírbátorba. Și vă așteptăm cu mult drag în orașul Nyírbátor. A kerekerdő tagóvodában, de bármely, valamennyi óvodánkban. Ön grădinița kerekerdő, sajnő multe grădinița, dar în oricare altă grădiniță în oraș. Mindenkinek további szép napot kívánok a kolléganőim nevében. În numele colegelor mele vă doresc o zi frumoasă. És reméljük, hogy ez a kapcsolat gyümölcsöző lesz a továbbiakban. Sperăm că această relație va da fructe în anii care. Köszönjük, hogy itt lehet. Mulțumim că această relație de orașe înfrățite între orașul Șibeu și orașul Nyírbátor are deja o istorie de un sfert de veac. Primele relații au fost, primii pași au fost făcuți în 1990, când la invitația directorului colegiului din Nyírbátor, domnul Boros Gabor, împreună cu domnul Sobol, fost inspector general, am fost la Nyírbátor și am hotărât să încercăm să înființăm această colaborare de cele două localități. Și având în vedere că astăzi are loc simpozion euroregional Farmecul Crăciunului, obiceiuri și tradiții, vreau să specific că dumneavoastră este coordonatoarea acestui eveniment.
important. Bună ziua și bine v-am găsit. Sunt Papuchiva Mukesh, ești Ostomuket. Urez bun venit prietenilor noștri din Ungaria, prietenelor noastre din Ungaria. Magyar barátainak kereskedelmet kívánunk. Aceste parteneriate ne ajută să înțelegem cum funcționează sisteme de învățământ din alte țări europene. Ezek a partneri viszonyok arra is jók, hogy megértsük, hogy más országban hogyan zajlik ez a tevékenység. Care sunt punctele tari și aspectele de îmbunătățit ale sistemului nostru de învățământ? Mik azok az erős vonások egy bizonyos tanügyi rendszerben, vagy mik a hiányosságok? Și mai ales să facem schimb de bune practici între unități de învățământ similare din punct de vedere al nivelului de școlarizare al copilor. De főleg arra jó, hogy néhány gyakorlati eredményt tudjuk magunkénak, mivel hasonlókorú gyermekek neveléssel foglalkozunk. Astfel prezența dumneavoastră aici, így az önök jelenléte itt, nu face decât să ne întărească convingerea, arra szolgál, hogy megerősítsen bennünket abban a hitben, că între România și Ungaria, între cele două unități de învățământ, de fapt în acest parteneriat sunt mai multe unități de învățământ, a két vagy több tanúgyi intézmény, vom găsi resursele, megtaláljuk a lehetőséget, de a ne îmbunătăți activitatea, atât noi cât și colegele din țările cu care noi colaborăm. Hogy a tevékenységünkön tudjunk javítani, úgy úgy, mint mi itt, de esetleg önök is. Place să cred că una dintre caracteristicile noastre ca și națiune, aceea de a fi bune gazde, s-a făcut resimțită în tot ceea ce dumneavoastră ați întâlnit în ieri și astăzi în Simleu Silvaniei. Szeretném remélni, hogy a hagyományosan jó román vendégszeretetet önök érezték a részünkről. Doresc ca în continuare, de fiecare dată când veți reveni aici, să întâlniți și să vă convingeți că avem niște oameni de o calitate extraordinară, avem resurse sufletești și tradiționale extraordinare pe care ne place să le valorificăm și să le prezentăm cu orice ocazie putem. Dovadă este și ținuta pe care fetele au îmbrăcat-o astăzi, tradițională, fără a fi ceva ostentativ. Eu, de exemplu, această ie, chiar acum mi-a terminat o mama de cusut și sunt tare mândră de ea, de aceea am simțit nevoia să vă arăt. Încercăm de fiecare dată să arătăm cei mai buni din noi, iar ceea ce mamele noastre ne dau sunt, poate, pe lângă obiectele, lucrurile sufletești pe care ni le transmit, sunt poate cele mai valoroase pe care noi le primim. Revenind la parteneriatul nostru, visszatérve a partneri viszonyra, și la szimpoziumul care astăzi ne-a reunit, és a mai szimpozium, ami összehozott bennünket, farmecul Crăciunului este dat de tradițiile pe care fiecare le promovăm, în special în astfel de momente de sărbătoare. A karácsonyi ünnepeknek a misztériuma az ezzel kapcsolatosan, amit most be fog mutatni. Simleul și nu numai, Szilássomjó, és nem csak Szilássomjó. Este un exemplu de localitate în care etniile conviețuiesc pașnic și se îmbogățesc unele de la altele prin tot ceea ce înseamnă tradițiile individuale. Tehát Szilássomjó egy olyan helység, ahol különböző etnikumok együtt élnek, és kölcsönhatás létezik a két etnikum között, a hagyományok átadásában, vagy esetleg átvegésében. Exemple bune, de bune practici pe care unitățile de învățământ le pot prezenta sunt tocmai, sunt reliefate tocmai de aceste momente în care dansurile populare române, maghiare, rome. Ezek mutatnak a különböző tradíciók, tehát magyar, román, vagy esetleg romák által is bemutatott különböző népi táncok és népi tevékenységek. Sunt prezente în spectacole comune și în közös előadásokban és közös rendezvényeken is lehet őket látni. Până la urmă,
într-o lume, cum spuneam și mai devreme, într-o lume care tinde să spre globalizare. És végül sorul egy olyan világban, ahol a globalizáció felé haladunk. Ceea ce ne va păstra ca și națiuni va fi exact această parte individuală cu care noi trebuie să venim și să și pe care trebuie să o arătăm celorlalte națiuni. Azok a hagyományok fogják megőrizni nemzeti mi voltunkat, amelyeket most többek között beszélünk. În unitățile de învățământ preșcolar. Az iskola előtti, tehát az óvodáskori. Indiferent că este vorba de grădinițe sau grupe în care există secție română sau secție maghiară. Független attól, hogy olyan intézményről van szó, ahol van magyar nyelvű tagozat és román nyelvű tagozat is. Un aspect foarte important, la care țin foarte mult. Egy nagyon fontos aspektus. Este acela ca fiecare să învețe pe copii ceea ce îi reprezintă mai mult. Az, hogy arra tanítsuk meg a gyerekeket, ami őket a legjobban jellemzi. Și dansurile și costumele populare sunt unele dintre ele, és care nu lipsesc în nicio grădiniță. A népi táncok és a népi ruhák egyik módnak ennek, és ez egyetlen egy óvodában sem hiányzik. Nu pot să spun decât că astfel de manifestări ne îmbogățesc și ne determină să fim, să învățăm poate mai bine, dar o știm și nu este necesar. Doar să arătăm că știm ce înseamnă toleranța. Nem mondhatok más, csak azt, hogy ezek a rendezvények gazdagítanak bennünket, és a toleranciával tanítanak. Buna înțelegere între etniile conlocuitoare. És hogy mi kellett az, hogy kölcsönsen tisztelve egymást az etnikumok között jó kapcsolat. Doresc să vă transmit mulțumiri încă o dată pentru faptul că ne-ați îmbogățit prin prezența dumneavoastră. Köszönetet szeretnék mondani, hogy az önök jelenlétével gazdagítottak bennünket. Să sper că astfel de parteneriate se vor dezvolta și că vom reuși să luăm și fonduri europene pentru ele. És remélem, hogy az ilyen partneri viszonyok fejlődni fognak, esetleg európai pénzeket is lehívva. Că vor reuși să le extindem și cu alte țări. De exemplu, Anglia este deja. És akkor ezt fejleszteni szeretnénk, kiterjeszteni más országokra is, egy angol intézménnyel már van kapcsolat. Și să facem schimbul acesta de bune practici între noi. És hogy ez a jó gyakorlat, ez maradjon meg továbbra is. Felicit kollégele de la grădința numărul 2 din Simleu Silvaniei. Szeretnék gratulálni a kettes számú Szilássy Imre óvodának. Pe doamna directoare Csatari Ioana și pe doamna profesor Sale Claudia, care stă în umbră, dar care și are avut o contribuție majoră în reușita acestei acțiuni. Az igazgatóval sunt és Szálé Klaudiát, akinek nagy szerepe volt ennek a rendezvénynek a sikerében. Și care au reușit astăzi să ne primească ca niște gazde deosebite ce sunt. Și aki különleges vendégszeretettel fogadott bennünket. Făcându-ne să ne simțim bine împreună și să ne dorim să ne întâlnim mai des. Tenni azért, hogy jól érezzük magunkat és hogy gyakrabban találkozunk. Vă mulțumim încă o dată, vă urăm sărbători, vă urez sărbători fericite. Még egyszer köszönjük szépen, kellemes ünnepeket kívánunk önöknek. Și multă putere de muncă, să ne întâlnim cu bine de fiecare dată și cu mult drag. Erőt, egészséget. Vă mulțumesc. În anul 2012 am organizat pentru prima dată un concurs de creație. 2012-ben egy kreativitás versenyt rendeztünk itt az oldalon. Care se numește Farmecul Crăciunului. Amelynek a címe az volt, hogy a karácsonyi ünnep varázsa. Anul acesta se află la a treia ediție. Ebben az évben most rendezünk meg harmadjára. Și împreună cu colegele, cu doamna Sale Claudia, în mod special. És a kolléganőkkel együtt, elsősorban itt Claudiára gondolok. Având în vedere că la nivel de unitate avem acest proiect educativ numit Oriunde și Oricând Prieteni. Lévén, hogy rétezik itt az óvodákban egy pályázat, amit úgy hívnak, hogy akárhol, akár mikor barátok.
am considerat că ar fi oportun să includem ca activitate și acest simpozion, tocmai din dorința de a promova aceste frumoase obiceiuri și tradiții de Crăciun pe care le are poporul nostru, dar și de a descoperi obiceiurile altor popoare, pentru că suntem convinse că sunt la fel de frumoase, la fel de impresionante ca și ale noastre. Úgy gondoltuk, hogy ezt jó lenne beilleszteni ebbe a szimpóziumba, elsősorban azért, hogy más népeknek a hagyományait is megismerjük. Totodată, szimpózionul ne oferă nouă cadrilor didactice. Ugyanakkor ez lehetősége adott nekünk pedagógusoknak. Ocazia de a face un schimb de experiență. Hogy tapasztalatcserét folytassunk. De a împărtăși exemple de bune practici. Hogy egymás jó tapasztalatait tegyük nyilvánossá, adjuk át. În educarea copiilor, în spiritul dragostei și a respectului pentru tradițiile poporului. Hogy átadjuk a, hogy hogyan adjuk át a gyerekeknek a hagyományunk iránti szeretetet és tiszteletet. Și pentru că se numește farmecul Crăciunului. És mivel a karácsony varázsának hívjuk ezt a mai összejövetet. Noi credem că cei care dau într-adevăr farmec acestei sărbători foarte frumoase, nașterea lui Isus, sunt copiii. Úgy gondoljuk, hogy elsősorban a gyerekek adják meg ennek az ünnepnek a melegségét Jézus Krisztus születése mellett. Care cu glasurile lor cristaline ne emoționează și ne bucură atunci când vin să colinde. Gyerekek, akik kristálytiszta hangjukkal énekelve a különböző karácsonyi énekeket melegítik a lelküket és a szívüket. Așa că v-am pregătit un scurt moment artistic. Copiii de la grupa mare A și de la grupa mare B din grădinița noastră și avem și copii de la grupa mare, de la grădinița cu care avem parteneriat și care sunt astăzi prezente alături de noi și le mulțumim foarte mult. Copiii de la grupa mare, conduși de doamna Seile și Judith, care ne-a sprijinit foarte mult cu traduceri, pentru că a presupus foarte multă muncă acest proiect educativ pe care îl demaram și îi mulțumim foarte mult și dânsei și doamnei director Chichișa Nadia. Așa că să sperăm. Sallárom, piros színű pantlikát.